important ca noi să mergem la alegeri? Pentru a decide împreună viitorul țării. Ce fel de viitor îți dorești pentru Republica Moldova? Sigur că un viitor mai bun. Ai participat și la referendum? Da. Am vrut doar. N-ai nicio poziție? Adică, dar ce fel de viitor îți dorești pentru Republica Moldova? Cum e momentan? E bine, dar se poate și mai bine, adică. Uniunea Europeană, de fapt. Și de ce nu participi la alegeri ca să decizi tu lucrul ăsta? În tur 2 îți plec. Mustru conștiință? Da. Pentru un viitor mai bun. Dar cum vezi tu viitorul Republicii Moldova? Pensii mai mari și ajutoare sociale mai mari. Dar pentru tineri? Și pentru tineri. Colegiul mai performant, căminele să fie schimbate, grădinițele, școlile, medicină. Da, își doresc să rămân în țară, nu vreau să plec peste hotare. Vedeți Moldova în Uniunea Europeană? Da, sigur. Da, am participat. De ce a fost important pentru tine să participi la aceste alegeri? Că a fost important pentru că pentru țară, adică de ce să nu votez? Fiecare vot contează. Asta nu este, au fost foarte mulți cunoscuți, prieteni, foarte mulți care au fost. Tu ai votat pentru prima dată? Da. Și cum te-ai simțit? Foarte bine. Bucuros de alegerea care am făcut-o. Mergi și la turul 2? Sigur. Multă lume se folosește, adică de beneficiile Europei, ca pașaparte, ca și așa mai departe, alocații și tot așa, dar adică nu înțeleg ce să votez nu pentru referendum, în viitor tot pentru noi. Vreau să vă întreb dacă ați participat la alegeri. Очевидно. Я не хотел бы, чтобы Молдова вступила в Евросоюз. Я хотел бы выбрать, ну, повлиять на правильный курс. Какой ты думаешь? Правильный я курс. Я считаю, что наш курс вместе с Евразийским Союзом. Я выступаю за дружбу с Россией. Am participat, да. De ce a fost important pentru tine să participi? Pentru că chiar nu de mult am împlinit 18 ani și doresc să devin un cetățean a patriei, care iubesc patria și am dorit să particip la asta, pentru că îmi pasă de viitorul Moldovei. Cine are, uite, categoria voastră 18-20 ceva de ani participă mai puțin la alegeri? Cum explici tu lucrul ăsta? Cred că unii sunt confuzi pentru cine să aleagă și de asta nu pleacă, dar eu le-aș sugera să participe pentru că este foarte important pentru noi, pentru noua generație. La unii, pur și simplu, nu le pasă. Cred că decizia lor nu e importantă, cred că un singur vot nu contează și că sunt mulți alții care pot vota și deja nu este important. Dar eu cred că chiar este important să ne exprimăm opinia, viziunile. A fost ziua surorii mele și nu am avut posibilitatea să merg. Și sunt din sat, dar am fost aici în Chișinău. N-ai știut că poți să te înscrii pe listele suplimentare? Nu. Dar la scrutinul repetat o să mergi? Da, fiecare vot cred că contează și e necesar să mergem. Să votăm, îmi pare rău că nu am mers. Este dreptul meu de a alege viitorul. Mergi la tur 2? Da. Înspre Europa. Este tendința de dezvoltare. Cât de cât se implementează multe proiecte, idei. Procentajul de tineret este mare. De participare la alegeri. Este în creștere. Față de alegerile trecute.